Creștinii ortodoxi de stil vechi îl sărbătoresc astăzi pe Sfântul Andrei. Sărbătoarea aceasta vine din strămoși și are multe tradiții legate de ea. O parte dintre ele au fost valorificate la o șezătoare organizată la grădinița Prichindel din satul Vasilcău. Că la vârsta fragedă copilul se deprinde de a crește un moldovean, să poarte toate tradițiile noastre. Educația începe de la grădiniță, totuși. Revenim la ideea că începe de la grădiniță. Dacă noi nu am educat copiii, nu i-am promovat la o șezătoare, la un cântec, la un dans frumos, cred că toate s-ar pierde cu timpul. Cu toate că printre cei prezenți la șezătoare nu era niciun Andrei, le-am găsit în schimb pe Andriana și Andra, care țin mult la numele lor. Mi-am pus numele meu că el e distativ. E fericit. Este o sărbătoare de care noi o pretrecem în familie, pentru că pe tata îl cheamă Andrei. Dar pe mine mă cheamă Andra. Fetele fiind adevărate gospodine, au copt după cum este și tradiția, balabuște, iar cea mai gustoasă urma a fi aleasă de un câine. Fetițel de Sfântul Andrei coace balabuște. Le dau la cânesori. Dacă cânesori mănâncă, pe ele smare. Se pare însă că fetele mai au mult de așteptat până la măritiș, deoarece Cuțulache nici nu s-a atins de balabuște. Șezătoarea este rodul unui parteneriat frumos dintre grădinița Prichindel și biblioteca din satul Vasilcău. Moldovenii, de când se știu, întotdeauna au iubit cântecul, au iubit dansul și întotdeauna le s-a primit cu o mare iscusință și cu o mare dibăcie. Astăzi vedem că șezătorile nu se mai petrec așa cum era altă dată. De aceea ne-am dorit foarte mult ca să organizăm o șezătoare în parteneriat cu Biblioteca Comunală Vasilcău, aici în incinta grădiniței, în Casa Mare, unde să renovăm acele tradiții, acele obiceiuri și în special de Sfântul Andrei, când este o sărbătoare cu atât de multe obiceiuri și tradiții, este o sărbătoare misterioasă care într-adevăr se merită să o promovăm și să punem valoare pe tot tezaurul folclorii care îl avem și vrem să-l păstrăm și pentru viitor. Noi am nimerit într-așa o perioadă când nu prea am participat la șezători, dar din spusele bătrânilor, a părinților, se făceau des la sărbători, se organizau șezători și cu bătrânii, și cu tinerii, chiar și pe cuptor cu copiii mici. Cântau, dansau, glumeau, totodată lucrau. Totodată flăcăii veneau la șezători și programau din timp, veneau la șezători și puneau ochiul pe câte o fată și alegeau iubitele. Cam mai târziu, în perioada colindatului, veneau să colinde fetele, ca urma, pe urma două zi, când se organiza joc în sat, să scoată fetele la joc. Pe lângă semnificația creștină a sărbătorii, mai sunt și unele superstiții legate de ajunul lui Sfântul Andrei. Fie că țin de măritatul fetelor sau de apărarea în fața spiritelor rele, acestea fac parte din patrimoniul nostru cultural, iar promovarea lor este bine să fie făcută încă de la grădiniță.